Încă de la începuturi, misiunea Speranța și-a propus să fie un mesager al Harului. De aceea nu obosește să adune împreună biserici și credincioși pentru organizarea turneului anual de evanghelizare din România. An de an, muzica creștină răsună conturând o atmosferă de sărbătoare pentru suflet, apropiindu-i pe oameni de Dumnezeu, în timp ce cuvântul predicat îi conștientizează că păcatul este prezent în viața lor, îndemnându-i să accepte iertarea divină prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau în această seară, domnișoară și doamnă, băiat, fată, domnule, creștinule, nepracticant, care simți drama păcatului în viața ta în seara asta, te chem să vii aici în față. Nu te rușina, ci vină la Iisus Hristos în această seară. Gândit la păcatele mele și am zis că nu e bine așa, să nu mă mai duc în cluburi și nu mai vreau să păcătuiesc. Nu am fost într-o biserică decât de cel mult două ori în viața mea. N-am citit niciodată o Biblie. Am simțit Duhul lui Dumnezeu. Am simțit dragoste, speranță să-L urmesc pe Hristos. La programele evanghelistice participă anual aproximativ 60.000 de români, iar dintre aceștia, aproximativ 600-700 de persoane își exprimă public dorința de a-L primi pe Iisus Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor personal. Organizarea și promovarea turneelor anuale necesită efort și resurse umane, logistice și financiare, fără de care aceste evenimente nu ar putea avea loc. Mulțumim Domnului că an de an ne binecuvintează și ne dă posibilitatea să continuăm această lucrare, care se pare că este din ce în ce mai greu de susținut, dar vrem să continuăm organizarea turneului misionar anual din România, știind că acum, mai mult ca niciodată, oamenii au nevoie să audă despre mântuirea oferită în dar. Încă mai sunt români care au nevoie să afle că Dumnezeu îi iubește și că dorește să le ofere în dar viața veșnică. Trăim vremuri de îndurare în care ușa Harului stă deschisă spre mântuirea tuturor celor care vor crede cuvântul. Pentru a crede însă, mai întâi trebuie să audă și pentru a auzi mesajul Evangheliei trebuie create ocazii în care cuvântul lui Dumnezeu să fie făcut cunoscut. Venirea Lui este aproape, iar nouă, celor care suntem lucrători împreună cu El în via Sa, ne revine misiunea de a răscumpăra vremea și de a duce Evanghelia cât mai aproape de sufletele oamenilor. Misiunea Speranța te încurajează să te alături lucrării din România, știind că timpul tău petrecut pe genunchi sau efortul tău financiar va conduce un suflet mai aproape de Dumnezeu.